Nahida Abden, o femeie în vârstă de 89 de ani, din Liban. Are aproape 90 de ani, dar arată de parcă ar avea 50. Mulți oameni cred în vârsta ei reală, doar odată ce îi văd cartea de identitate și copiii ei. Fiul ei cel mai mare are deja 60 de ani. Femeia a fost invitată la canale TV naționale și la emisiuni TV cunoscute. Vârsta ei reală a fost confirmată în timpul acestor emisiuni. Este adevărat, Nahida Abden are aproape 90 de ani. Din păcate sau din fericire, Nahida nu are bloguri, nu folosește rețele de socializare și nu-i place să apară la televizor. De aceea există puține informații despre ea și sunt în mare parte în limba arabă. Totuși, iată ce am găsit despre această femeie. Deși are 89 de ani, Nahida Abden este o antrenoare de fitness populară. Această femeie practic nu folosește niciun produs cosmetic, dar datorită antrenamentului, exercițiilor de întindere și alimentației corecte, arată semnificativ mai tânără decât vârsta ei reală. Ea se dedică antrenamentului și lucrează simultan la propria afacere, care este fitness-ul. Ea desfășoară activități de fitness contra cost. Dar care este secretul acestei femei? Putem evidenția 5 particularități esențiale care o ajută să arate mult mai tânără. Nahida Abden este slabă. Este un avantaj. Astfel de oameni arată întotdeauna mai tineri decât oamenii grași. Alimentația corectă și antrenamentul zilnic o ajută să-și mențină greutatea potrivită. Ce a făcut-o pe această femeie să vină la sala de sport? Când avea 50 de ani, a suferit o traumă și medicul i-a sugerat să facă mai mult sport și să meargă la sală. La început s-a simțit foarte inconfortabil. Mergea în cel mai îndepărtat colț al sălii de sport și ori de câte ori antrenorul îi dădea instrucțiuni, era îngrijorată și timidă. Totuși, nu a renunțat și a obținut rezultate bune. În cele din urmă, Nahida Abden a câștigat lupta împotriva cancerului, a scăpat de durerea de la genunchi și a devenit un antrenor de fitness popular. Numărul elevilor săi a depășit cu mult 100, cu mult timp în urmă. Multe dintre aceste fete sunt mai tinere decât antrenoarea lor cu 70 de ani. Nahida Abden este mai mult decât o antrenoare pentru ele. Fetele vor să fie ca ea. Una dintre elevele ei a spus că Nahida Abden nu este doar profesoarea lor, ci și mama lor. Această femeie admiră puterea antrenoarei sale și speră să devină ca ea în viitor. A doua particularitate este că toți dinții ei sunt complet albi, ceea ce este de asemenea un avantaj al unui zâmbet tânăr. Chiar dacă dinții ei sunt proteze sau implanturi, arată grozav. În orice caz, absența dinților face ca ovalul feței să pară mai bătrân. O altă problemă importantă este că Nahida Abden are o coafură frumoasă și modernă. Da, necesită timp, dar rezultatul merită. Dacă o femeie are o coafură inadecvată, arată mai în vârstă. A patra particularitate este că pielea Nahidei arată foarte bine. Este posibil datorită multor factori. Cantitatea necesară de apă, îngrijirea bună a pielii, alimentația echilibrată, activitate fizică destulă, gândire pozitivă, odihnă completă și somn sănătos. Fiecare punct din această listă este important. A cincea particularitate este că Nahida strălucește de pozitivism. Ea nu are absolut nicio grijă cu privire la vârsta ei. Vârsta nu este altceva decât cifre, care nu înseamnă nimic. Am uitat de vârsta mea, spune Nahida. Unii oameni consideră că această femeie a avut noroc în viață, are gene bune și nu are situații stresante. Cu toate acestea, acest lucru nu este adevărat. Nahida Abden a devenit văduvă în urmă cu 40 de ani și nu s-a mai căsătorit niciodată. Apropo, are 4 copii, iar fiul ei mai mare are 60 de ani. De asemenea, dorim să vă reamintim că Nahida Abden a avut cancer. În unul dintre interviurile sale, ea a spus că toți medicii din spital au rămas surprinși de bucuria și pozitivitatea ei și chiar și-au făcut o fotografie comună cu ea pentru a-și aminti această femeie extraordinară. Poate că o atitudine pozitivă este cel mai important factor de sănătate, longevitate și frumusețe din viața ei. Nahida Abden pare mult mai tânără decât vârsta ei reală datorită faptului că poate găsi fericire în viață și face exerciții fizice în fiecare zi. Ea sugerează de asemenea fiecarei femei să iasă din zona ei de confort și să-și antreneze corpul. Ea mai adaugă: nu ar trebui să stai pe internet și să critici pe cei care arată mai bine decât tine. Totul este în mâinile tale. Trebuie să faci ceva pentru a-ți îmbunătăți sănătatea și aspectul.